dacă mergem în... Sunt două lucruri care trebuie luate în calcul. Unu, trebuie realizat că în textul acela și și în alte locuri, și în alte locuri, în fapt, devine evident că practica aceasta nu era obligatorie. Rețineți cu Anania și Safira, Petru le spune, de ce ați mințit dacă vrea să nu vindeți moșia? Nu o vindeați. Sau dacă vrea să o vindeți și pe față să dați numai jumătate, iar era ok. Deci problema nu era că regula bisericii era toți trebuie să vindeți toți, să rămâneți pe stradă, aduceți banii la biserică și după aia construim blocuri anele în care să stăm toți. Nu asta era practica bisericii. Ceea ce Fapte 2 ne arată că oamenii trăiau într-o părtășie așa de strânsă, încât dacă un frate avea o nevoie, și sublinează cuvântul nevoie, că este foarte important, cei din jurul lor nu puteau să stea indiferenți și dacă trebuia să-și vândă ceva, o avere, o moșie, un pământ, o mașină sau ce-o fi fost, ca să rezolve nevoia acelui frate, erau dispuși ca să facă lucrul acesta. Și aduceau banii la biserică, vedem că banii erau puși la picioarele apostolilor și apostolii, interesant, apostolii care sunt în cazul ăsta conducerea spirituală, prezbiterii bisericii de atunci și echivalentul ar fi prezbiterii bisericii noastre, ei care aveau maturitatea spirituală să determine ce este cu adevărat o nevoie și cum să administreze biserica banii aceștia, îi împărțeau. Felul în care textul se aplică astăzi este cumva altfel. Eu am avut, de exemplu, un frate, a venit la mine și a zis, frate, am nevoie de 3.000 de euro. Mi-i dai, te rog? Mi-i împrumuți? Nu. Pe frate, noi suntem frați numai în biserică sau pentru ce ai nevoie de 3.000 de euro? Și puteți imagina că era tot felul de nevoi. Frate, astea nu-s nevoi. Dar frate, dar uite că în biserica din... Dar tu n-ai o nevoie, omule. Dacă n-ai avea de mâncare, ați venit și ți-ați umplea frigiderul. Dacă n-ai avea unde dormi, ți-aș spune că am un dormitor. Dacă nu... Dar tu n-ai o nevoie, am nevoie de bani să mă duc în concediu, frate, nu dai niște bani în... Concediu nu e o nevoie. Păi frate, să uite, eu locuiesc într-un apartament și toată lumea deja are case, aș vrea să am și eu casă. Vindeți-vă voi ce aveți ca să-mi fac eu casă. Nu. Da? Dar, aspectul celălalt este dacă un frate în biserică realmente ar avea o nevoie și noi am spune, mă, asta e, descurcă-te. Da? În sensul, n-ar avea ce mânca. N-ar avea unde să doarmă, n-ar avea cu ce să îmbrace. Ar avea o boală care necesită o intervenție medicală foarte scumpă și noi zicem, asta e, nu ai bani, n-ai banii, pe urmă, treaba ta. Asta ar fi o problemă. Deci, principiul acesta de o părtășie care este dispusă să sacrifice chiar financiar rămâne, da? Dar trebuie aplicat în mod corect. Trebuie aplicat în mod corect. Da, există un element în care dărnicia noastră constantă la biserică este folosită pentru a îndeplini anumite nevoi, dar nu este doar atât. Nu este doar, deci eu mi-am dat partea mea la biserică să se descurce biserica. Nu, este disponibilitatea ca să fii receptiv la nevoile fraților tăi, să-ți pese, să te doară, să semnalezi bisericii că s-ar putea ca să fie o problemă, să ajuți din resursele tale. Mulți oameni, de exemplu, n-ar spune vreodată că au o nevoie pentru că le-i rușine. A fost o familie la noi în biserică, care a ajuns, într-adevăr, din tot felul de decizii neduhovnicești, într-o situație financiară foarte dificilă, până acolo încât nu aveau ce mânca și nu vreau să spun la nimeni. Întâmplător între ghilimele, providențial, în două discuții, un frate și o soră au sesizat ceva într-o frază, într-o propoziție în discuție care l-a dat lor de gândit, mă, ceva nu e ok. Ceva nu e ok. Nu mai rețin exact ce au zis, dar ceva foarte subtil. Și două persoane din biserică au venit și au zis, frate, ceva, cred că ceva, oamenii ăștia trec într-o problemă. I-am întrebat, dar nu vor să spună nimic, că nu... Am intrat în contact cu ei, până la urmă au zis, da, uite, avem o problemă, așa, ne avem, realmente am ajuns fără nici un ban, nici măcar de mâncare. Bun, vrem ca să vă ajutăm. Nu, frate, ne descurcăm. Singura soluție a fost să mergem și să cumpărăm cele nevoite și să mergem și să lăsăm în mijlocul nopții pătrepți. Că nu vreau să primească ajutorul, mă înțelegeți? Și dacă n-ar fi fost pentru niște frați suficienți de receptivi și de sensibil spiritual să sesizeze o chestie, o îndurerare când vorbeau
cu frații aceștia, biserica ar fi rămas inconștientă de suferința aceasta. Deci biserica trebuie să aibă o dispoziție în care să-i pese, și când mă refer la fiecare membru, să-i pese, să fie sensibil și o dispoziție să sacrifice. Deci dacă ar fi fost nevoie, în cazul ăsta n-a fost nevoie și în cele mai multe cazuri, pentru că nu trăim în lumea în dezvoltare, trăim totuși în România, care deși noi ne credem că suntem în America, suntem în Europa, suntem așa de bogați în România, suntem fantastic de bogați. Eu nu știu dacă, ca să mai imaginați, Iașu, în comparație cu Zambia, este cum e New York în comparație cu Iașu, mă înțelegeți? Deci noi suntem la un alt nivel. Ca tare biserica n-a fost nevoită, sau nimeni n-a fost nevoit ca să-și vândă un ogor să dea de mâncare la oamenii aceștia, dar ideea este, dacă eram nevoiți ca să ne vindem ceva, ca să îndeplinim nevoile fraților noștri, eram datori să o facem, da? Deci datoria rămâne, doar că în contextul nostru de cele mai multe ori nu suntem nevoiți. Dacă tu n-ai avea, sau familia ta n-ar avea unde să doarmă, cam toți avem o cameră în care să te putem să punem o saltea pe jos și să dormim la noi în casă. Eu am spus lucrul ăsta în biserică tot timpul. Dacă un frate de la noi n-ar avea o locuință, n-ar avea unde să adăpostească familia și noi avem casă, el are casă. Să fie foarte clar. Eram într-o biserică la Zalău, înainte ca să plantăm biserica aceasta, într-o biserică baptistă și era o soră acolo, o soră mai săracă și stătea într-un apartament al fratelui ei, ea și cu 3 copii, dacă rețin bine. Și fratele ei, care nu era pocăit, era plecat în sănătate și a zis că se întoarce într-un scurt timp și ea să evacueze apartamentul, el nu vrea să mai vadă acolo, nu-l interesează, să iasă în stradă, treaba ei. Femeia a venit și a spus bisericii nevoia și biserica, nu știu, să vedem ce să facem. Au mers la primărie. Au spus primarului dacă nu cumva ar fi o locuință socială pentru femeia aceasta, ei au zis că nu au, dar o să vadă, nu știu ce. Vreți să știți care este lucrul foarte trist? Biserica avea 2 apartamente goale. 2 apartamente goale, mobilate, care nu vroiau să le deschidă ca să stea femeia aceasta, pentru că, știți, îs pentru viitorul păstor, îs pentru musafir, îs pentru așa. Am fost așa de revoltat încât le-am zis bisericii, zic, este aberant. Dacă noi avem casă, ea are casă. Este aberant lucrul acesta. Adică nu putem vorbi despre... Nici nu era nevoie de un sacrificiu. Deci principiul rămâne, doar că trebuie aplicat biblic. În comunitățile noastre sunt rare asemenea nevoi. Nu zic că nu există, dar sunt rare. Faptul că sunt rare înseamnă că trebuie să fim cu atât mai atenți. Pentru că acolo unde sunt frecvente, sunt ușor de... Dacă te duci în Africa și vezi oameni care realmente mor de foame, e evident că au nevoie. Vezi cioantele lor, da? Deci nu... E clar. Sau vezi că dorm în stradă. La noi, altfel parcă se poate ascunde nevoia, trebuie să fii mult mai sensibil. Și pe de altă parte, trebuie ca să și îi disciplinăm pe oameni să înțeleagă. Nu orice e nevoie. Societatea noastră ne induce lucrul acesta. Orice dorință de a ta care persistă este o nevoie. Așa vorbesc și copiii noștri, știi? Dar trebuie, neapărat trebuie ca să am jucăria. Nu, neapărat nu trebuie să ai. Chiar nu e neapărat. Da? Dar de ce? De ce zice el că e neapărat? Pentru că el și-o dorește foarte, foarte mult. Da? Așa și noi, știi? Am nevoie să-mi schimb mașina. Nu, n-ai nevoie. Ai dorința să-ți schimbi mașina. Știi? Avem nevoie de o casă mai mare. Nu realmente nu ai. Dar știi, frate, avem 4 copii și-s numai 2 cameră. Știi, poți să stai și 12 copii în 2 camere. Sunt care au făcut-o și n-au murit. Înțelegi ce zic? Deci nevoie e relativ. Dar principiul rămâne. Principiul rămâne și dacă ar fi nevoie să ne vindem casele pentru frații noștri, ar trebui să o facem.